Midium medium rare la Europa FM. Indiferent că ești profesionist sau doar pasionat, știi că Selgros este locul tău preferat de cumpărături. Rabdă, inima și tăci, poate să fie bine pentru mine până la un punct, dar de la acel punct încolo nu prea mai pot să tac Lucru care mi s-a întâmplat și săptămâna uh, trecută la Paris, la Sial, unul dintre cele mai mari târguri de uh, alimentație din lumea aceasta la care am ajuns cu un pic de treabă și am terminat cu, cu, totul și cu totul altă treabă. Am făcut un live pe Facebook care a fost văzut de peste un milion de oameni, un risc total de 2 milioane 600 de mii, ceea ce pe mine unul M-a impresionat, dar e adevărat că veștile rele călătoresc mult mai repede și mult mai departe decât veștile bune. Pe scurt, vestea a fost că standul României, sau ceea ce ar fi trebuit să fie standul României la Sial la Paris, arăta uh, urât spre groaznic și cam așa s-au și desfășurat lucrurile acolo. Sigur că, uh, în uh, situația oarecum confuză, am spus niște lucruri, unul dintre ele uh, inexact și pentru asta pot să-mi fac mea culpa. Parțial, și cred că toată lumea poate să înțeleagă de ce am spus asta, mai ales dacă urmăriți live-ul acela, e disponibil în continuare pe pagina mea de Facebook. Am spus acolo că de la ministerii s-au cerut participanților, micilor producători români acolo, niște sume de bani ca să poată participa cu expoziția proprie în această mare întrunire. A, a producătorilor din uh, alimentație. E adevărat că prezența lor a acolo a fost condiționată uh, de plata unor sume de bani, dar uh, nu de către minister și totuși uh, ceva nu este foarte clar. Și din acest motiv l-am invitat pe Ministrul Economiei, domnul Costin Borg, în această emisiune să încercăm să ne lămurim mai întâi cu privire la ce s-a petrecut la Sial, la Paris și apoi cu privire la situația deloc roză a reprezentării României în târgurile internaționale în ultimii ani, când domnul Costin Borg nu era pe aici sau nu era în această ipostază, dar sunt convins că are, are cunoștințe ceva mai profunde decât noi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mulțumesc pentru, pentru ceea ce ați făcut, pentru că este, este un gest civic, Vă mulțumesc de asemenea pentru că ați, ați corectat astăzi câteva inadvertențe din, din postul dumneavoastră. Am încercat să le corectez uh, imediat după ce s-au întâmplat, pentru că îmi place ca lucrurile să fie cât mai clare. Și cred, cred că ar, fi, ar trebui să ne uităm la, la, două, la două lucruri. În primul rând, ce s-a întâmplat la Paris. Ce s-a întâmplat la Paris este. Chiar în imaginea destul de, destul de proastă a târgurilor pe care, pe care România le organizează este o, o excepție, adică este mai prost ca altă dată, ca să spun așa. Dar cred că ar trebui să ne uităm și la imaginea globală și să înțelegem un pic ce se întâmplă. De ce, în general, prezențele noastre la târguri sunt, sunt destul de slabe de, pentru că s-a întâmplat, întâmplat la târg la târguri de carte, s-a întâmplat de mult mai multe ori decât, decât la acest târg alimentar. Acum, câteva lucruri pe care aș vrea să le spun încă de la început este că, în primul rând, așa sunt construiți și îmi face plăcere să să-mi asum ceea ce se greșește și să-mi asum chiar ceea ce se greșește în minister, pentru că nu o să, nu o să mă auziți niciodată să spun că acarul pe este de vină și să Găsim vinovați ca să putem să mergem înainte cu fruntea sus, spunând că am, am rezolvat problemele. Asta asta este primul lucru. Al doilea lucru este că unde unde cred că cred că am greșit și cred că am greșit chiar de la începutul, începutul mandatului meu, este că am încercat cu bună credință să petecesc ceva ceea ce de fapt nu poate fi petecit. Senzația mea, iertați-mă, senzația mea e că cu acest live de pe Facebook am dat un șut unui cuib de Viespi care au început să începe în toate părțile și sunt convins că și la dumneavoastră în minister uh, sau, uh, a fost provocat un fel de val de nemulțumire și de neacceptare și de frustrare. Cum ați perceput lucrul ăsta? Uh, ați perceput? Eu, eu cred că de fapt uh, uh, ceea ce s-a ceea ce întâmplat săptămâna trecută de fapt a, a fost o, o, o imagine a felului cum înțeapă Viespile pentru că eu cu petecerile pe care am încercat să le fac, am încercat să corectez niște niște lucruri care nu mergeau și am zdruncina puțin acel cuib de viesp, ceea ce a făcut foarte mulți oameni să fie, să fie nemulțumiți. Dar, dar la ce mă refer? Prezența noastră la târguri este o prezență în general slabă. E o prezență care nu are, are niciun fel de, de viziune, care nu are niciun fel de uh, strategie. Se fac cu ajutorul Consiliului de Export se, fac, se aleg târgurile la care se participă. Anul acesta, de exemplu, au fost nominalizate, înainte să vin eu la Minister, chiar 81 de evenimente. Între acestea s-au făcut 40 sau 41 până, până acum. O să râdeți, dar cu o prezență și cu o rezultate mai bune decât tot anul trecut, de fapt. Adică un pic... Am, am reușit în această, în această peticire, dar, dar nu aici trebuia să fim, de fapt. Problema... Da, pentru că nivelul e destul de ridicat. Adică, eu am fost acolo, m-am uitat, oamenii din... șoseau, țări, nu știu, Algeria, Tunisia, se prezintă niște țări despre care noi poate că mai citim în manualele de geografie și ele sunt foarte îndepărtate și nu știm mare lucru, vin cu niște standuri extrem de actuale, extrem de uh, prezente în secolul 21. Al nostru a fost mai din secolul trecut spre final, așa. Mi se părea că încă n-am ieșit din comunism, așa arăta. Da, cred, cred că aveți dreptate, cred că, cred că există locuri în, în birocrația românească unde încă n-am ieșit din comunism, aici nu pot decât să vă dau dreptate, dar de, ce vreau să spun? doar un pic ca să, ca să limpezim puțin problema Sialului, să înțelegem ce s-a întâmplat. Deci, în general, cum am spus, târgurile se organizează prost, cu, cu, foarte multă, cu foarte multă transpirație, cu oameni care, unii de minister care chiar încearcă să facă lucrurile atât de bine cât se poate și mi-am cerut și eu scuze pe Facebook și înțeleg că sunt foarte mulți oameni frustrați, dar există niște oameni care așa, cât, cât pot și cum, cum pot, încearcă să facă ceva. Dar, dar, în același timp, dar în același timp s-a întâmplat ceva foarte interesant la Sial. Deci, conform legii achizițiilor publice, cea nouă care este în vigoare din, din luna iulie, Sialul nu putea să facă. Am trecut în sfârșitul lunii septembrie, până, în 19 septembrie, am trecut prin, prin guvern ordonanță de urgență și o hotărâre de guvern care permite exact sialului să se întâmple. Și când gândirea a fost la rugămintea, la rugămintea producătorilor, domnule, e un târg atât de important, trebuie să se întâmple și s-a putut, putut plăti factura de stand, de chirie, de utilități și toate astea, s-a putut plăti direct de către minister. Deci am făcut posibil această plată ca să fim siguri că există o prezență acolo. În continuare s-a discutat să se facă capă vremuri, să se facă restul organizării cu prin selecția unui organizator. Iertați-mă că vă întreb mă rog. și nu vă pierdeți ideea. S-a putut face plata acestei facturi către organizatorul Sial, adică că pentru spațiu, exact, pentru, pentru utilități și așa cine ar fi trebuit sau cine ar fi putut să facă, să organizeze standul României în sine și nu l-a făcut. Deci a, aici, aici, vreau să ajung. Deci în general, și aici s-a spus deja în ultimele zile, există cam câteva firme care participă la, la aceste licitații. Nu o să dau nume pentru că nu, 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 vreau să acuz, dar vreau să, vreau să ne gândim puțin la ceea ce s-a întâmplat. Eu am fost în permanent, eu personal am fost în permanent, uh, în permanent contact cu Asociația Producătorilor, cu uh, destul de multă lume din minister, încercând să facem lucrurile posibile ca organizatorul român să poată să, să construiască standul, să fie și partea aceasta plătită. Și ceea ce mi se pare îngrozitor de, de ciudat și și o spun, o să există o anchetă a Corpului de Control, atât al, al Corpului de Control al Ministerului, cât și a Corpului de Control a, a primului ministru standul a plecat la Paris, camioanele au ajuns acolo, acele scaune pe care, de care vorbeați dumneavoastră, acele scaune ponosite, n-au fost luate din altă parte, ci au fost coborte din acele camioane. Vineri seara, înainte de târg, mi se spune într-un mail, domne, sistemul ne-a învins, iar nu s-a făcut contract și nu știu ce. Eu răspund, Sigur, ne putem să promit că se face un contract, că nu, e, nu, e, nu, eu semnez, dacă aș fi semnat eu, eu, eu semnam, dar existau niște comisii care trebuie să aprobe și așa mai departe. Și spun, nu, nu cred că e așa, secretarul general al ministerului mă asigură că situația ar putea fi rezolvată luni. Și cu toate acestea și cu, cu o experiență de ani și ani de zile în care lucrurile s-au semnat nu la ora 11 și 30 de minute, la ora 12 și 45, deci după ce nu așa pe, pe, ultima răsuflare și știm bine că așa, cam așa facem în lucrurile în România, nu suntem, nu suntem în Germania. Deci, se spune lucrul ăsta, un ministru își ia o, dă un fel de promisiune într-un mail cu care cineva ar fi putut să vină după aceea să spună, domnule, dumneata mai promisă să te rog să-ți dai demisia, că n-ai făcut. Luni se rezolvă toate aceste dispute, se face oferta Către, către, organizator să se semneze contractul. Organizatorul fiind o firmă. Organizatorul fiind o firmă care era cu standul la Paris, deci nu trebuia decât să dea jos din camion acele, acele lucruri și să organizeze, să organizeze standul, ca să primesc un mail marți dimineața la ora 11 și să mi se spună s-a descărcat standul la Petroșani. deci aici e revenim. ceva care mie personal îmi pute, ca să fiu sincer. Da. Și încerc să mă lămuresc referitor la responsabilitatea fiecarei părți de acolo. Responsabilitatea noastră, ca mici producători aflați acolo, a fost să ajungem acolo și să ne prezentăm marfa cât mai bine posibil. E adevărat că ne-am și bazat pe un sprijin care a fost promis de Ministerul Economiei, care Ministerul Economiei s-a dus până într-un punct respectiv plătind chiria acolo și utilitățile pentru stand, după care lucrurile s-au blocat și aș vrea să văd cum se vede de la dumneavoastră mai departe declinarea acestei responsabilități. De, de la mine se vede exact la fel ca și, de la, ca și de la dumneavoastră și la fel cum am mai spus și, și în precedenta intervenție, nu, nu o să mă auziți aici adând vina pe oamenii de minister și pe birocrația din ministerie, ei și-au partea lor de vină. U, repet, unde cred că am greșit fundamental încă din momentul în care am, am venit în minister este în faptul că am crezut că lucrurile se pot peteci. Și am crezut că lucrurile, dacă, dacă, încercăm să facem lucrurile, responsabilizând unii oameni, reducând anumite costuri și optimizând anumite, anumite procese, lucrurile pot să, fie, să meargă bine. Credeți că există oameni în minister care pot să blocheze, intenționat sau nu, acțiuni de felul ăsta? Nu cred, sunt convins. Deci, deși plec întotdeauna, deși plec întotdeauna cu ideea, așa cum v-am și spus mai devreme, cu ideea că nu există rea credință, anumite lucruri, anumite lucruri câteodată ar trebui să fiu mult prea naiv ca să nu cred că există și, și rea credință și că există oameni care vor să vă dar la, această, dar la această parte eu sper ca cele două, cele două controle, unul declanșat de Corpul de Control al Ministerului, încă din vinerea, dinaintea târgului, deci încă dinainte de intervenția dumneavoastră, în momentul în care cineva a blocat, cred, ca să, sau hai să nu folosim cuvinte mari, nu s-a putut uh, adjudeca procesul de licitație, ca să nu, ca să nu ajungem la concluzie înaintea, înaintea raportului Corpului de Control? Deci încă de atunci am rugat Corpul de Control să uite ce s-a întâmplat. După aceea, după, după, intervenția dumneavoastră, primul ministru a decis să trimite Corpul de Control al primului ministru. Aceste două rapoarte ar trebui să fie gata, poate chiar săptămâna aceasta, și ne vor spune ce s-a întâmplat. Acum, aștept. Față, de, față de producători, vreau să... Vreau să în, în primul rând să-mi cer scuze, pentru că cred că ăsta e un lucru care, măcar, măcar lucrul ăsta trebuie făcut. În al doilea lucru, rând, Uh, regulile s-au schimbat. Noua lege achizițiilor publice uh, presupune ca lucrurile să se facă diferit ca înainte. Uh, am văzut cu toții și știam și uh, într-o intervenție la, la, Realitatea TV, uh, ministrul pe care, ca, pe care l-am succedat, uh, domnul Mihai Tudose, a uh, a spus că exact uh, același gen de lucruri s-au întâmplat și în, și în mandatul domniei sale. Avem raporturi ale curții de conturi privind uh, diverse irregularități la, la organizarea târgurilor. Deci, uh, problema problema este problema este mult mai mare. Uh, noua lege achizițiilor publice presupune că lucrurile trebuie făcute în mod transparent pe, pe SEAP și că numai anumite lucruri vor putea fi plătite de acum încolo. Deci, aici cred că este și o oarecare. Uh, lipsă de comunicare a Ministerului către producători la ceea ce a fost posibil înainte și ceea ce este posibil, posibil acum. Eu am aflat și, adică, mă rog, e o informație publică, corectați-mă dacă nu este una adevărată. Compania care se presupune că ar fi trebuit să organizeze lucrul ăsta și care uh, a ajuns până la Paris cu camionului e singura care s-a prezentat la licitație. Da, asta e adevărat. Din da, și în același timp e o companie care a mai participat la organizarea altor târguri în trecut. Și asta e adevărat. Și este adevărat că, în general, nu, nu, am, nu am o statistică nu am o statistică în față, dar, repet, în, în raporturile corpurilor de control, asta se va vedea, în general se prezintă una, maxim două firme la, la licitațiile de organizare. Și, dacă nu mă înșel, vorbim de un total de 6-7 firme care au organizat târguri în ultimii ani. Pe, uh, anul acesta, de exemplu, s a organizat 41 de târguri. Eu nu vreau să nici să acuz, nici să vă ridic dumneavoastră o minge la fileu, dar mi se pare foarte interesant că se vorbește foarte mult despre insuccesele anterioare care au culminat cu acesta, la care participă iată, această companie care s-a răzgândit brusc și n-a mai vrut să participe. Asta mie, mi se pare cel puțin ciudat, și s-ar putea ca subiectul acesta să nu fie epuizat în această emisiune și să mai avem uh, niște, să, să mai avem niște discuții și cu alte persoane implicate în, uh, în această activitate. Lucrul care m-a deranjat pe mine personal acolo și motivul pentru care am făcut acel live pe Facebook. A fost uh, prezența unui uh, reprezentant al uh, Ministerului uh, care se plimba cu un fel de catalog și care ne punea pe noi, pe la standuri, să semnăm, spunându-ne că trebuie să semnăm, pentru că dacă nu semnăm, înseamnă că n-am fost acolo, și dacă n-am fost acolo, vom fi sancționați. Poate Ministerul să facă asta într-un fel, dincolo de atitudinea acestui personaj. Ministerul poate să sancționeze un mic producător care a spus că va merge în baza unei promisiuni, a, hai să numim programul ăsta o promisiune, dar n-a mai mers pentru că lucrurile s-au schimbat cumva peste noapte. Pe, personal, personal nu cred, și cred, cred că a fost exagerată, exagerată această afirmație a colegului meu. Uh, Singurul lucru care, unde bănuiesc că s-ar putea, putea discuta este în acest Consiliu, faimos consiliu de Export, unde să spunem, nu, după ce se întâmplă târgul, să spui, uite, noi am plătit acest târg uh, pentru 60, să spun, de producători, au fost prezenți doar, doar 20. Evident că cei 20 sau cei 40 care nu s-au prezentat nu văd, nu văd ce vina ar avea, dar, pentru că ei sunt totuși. Selectați cu ajutorul unei asociații de producători. Dacă de, ar fi cineva de, de discutat, ar fi asociația producătorilor care afirmă că vin mai mult decât vin în realitate. Și ceea ce, iarăși, ca să fim foarte sinceri, nu s-a făcut uh, <cuh> și încearcă să facă acum în minister, este care este eficiența acestor târguri. Pentru că noi, totuși, în cele 40, 41 de, de târguri pe care s-au fă, făcut anul ăsta, am cheltuit, Ministerul a cheltuit undeva la 20 ceva de milioane de lei. Și întrebarea mea este, cheltuim bine acești bani, avem rezultatele pe care le avem, pentru că a, aș vrea să revin la, la de fapt, ceea ce uh, mi se pare foarte important în, uh, în ceea ce ați spus. Eu ce am văzut în, în uh, mesajul dumneavoastră de pe Facebook, bun, am văzut că târgu a fost făcut prost, că asta, asta, asta știam. Semnalul de alarmă unde m-ați ajutat și cred că ne ajutați pe toți să facem un pas înainte este, dom'le, așa nu se mai poate. Terminați cu petecitul. Pentru Terminați că în realitate cu nu se mai poate. A, aici, eu aici cred, eu aici cred că... Și atunci trebuie să discutăm. Este eficient acest sistem? Care sunt modalitățile să sprijinim într-adevăr pe producătorul român să fie prezent, să exporte standurile noastre, să arate cum arată toate celelalte standuri, să fie o uniformitate între. Noi ne prezentăm, știți, foarte bine cu o poliță acolo, pe o poliță un ștergar, pe -o ștergar o sticlă de țuică, lângă el eventual niște mici sfârâind și dacă cumva e o târg de carte, o mică coloană. Așa e. Mici sfârâind la sial ar fi fost o veste da, foarte bună. Revenim cu o posibile soluții bă. în câteva minute. Ascultăm un cântec, medium Rare continuăm. la Europa FM, în direct cu domnul Costin Borg, ministrul economiei. Îmi scria puțin mai devreme domnul Pădure de la Asociația de Promovare Alimentului uh, rom Românesc. Uh, și Mă rog, cu o întrebare cumva către dumneavoastră respectiv, dacă, dacă și când plătiți pentru mochetă și pentru marketing. Nu vreau să extindem foarte mult pentru că domnul Pădure nu este de față. Poate că o să am o, o discuție în această emisiune și cu domnia sa, pentru că mi se pare interesant să ascultăm toate poveștile pentru a avea o imagine cât mai rotundă. Dar întrebarea, dacă a venit, am și adresat-o și mai am încă una și încheiem cu subiectul seară. Ră, răspunsul meu e un răspuns destul de simplu. Eu personal nu am, nu am absolut nimica, nimica împotrivă și mi s-ar părea într-un fel o reparație și el ar ajuta, probabil și pe, pe domnul Pădure, în sensul de a returna acești bani către producătorii cărora le-a le cerut, le cerut acești bani. Fiind însă de bani publici, mi-e teamă că formalitățile, și aici nu vorbim totuși de... Adică, când vorbim de birocrație, vorbim de birocrație. Dar când vorbim totuși de cheltuiala la bani, cheltuia banilor public, cred, cred, că ea trebuie făcută transparent. Atâta timp cât cel puțin o parte din aceste lucruri, nu știu că n-am fost acolo, dar a, să așteptăm răspunsul corpului de control, cel puțin o parte din aceste lucruri au fost coborâte din aceleași camioane care au fost acolo cu standul, cred, cred, că ar trebui să fim, să fim foarte atenți și uh, există formalități contabile, nu ne plac, dar totuși, repet, când vorbim de cheltuirea banilor publici, trebuie să fim atenți. Și o ultimă întrebare referitoare la subiectul SIAL. Am reținut, și din nou, corectați-mă dacă greșesc, am reținut că înainte de târg ați dat un ordin de ministru, o hotărâre de urgență a Guvernului României, prin care se permitea organizarea acestui stand al României fără licitație, corect? Nu. nu. Nu, nu, nu. nu. Ok. Nu, aici Atunci vreau și vreau să vedem lucrurile. Nu vreau, uh, o secundă ca să nu, să nu rungim foarte mult discuția. Nu. Ceea ce s-a făcut este felul următor. Pentru a simplifica lucrurile și pentru că... Uh, uh, ca, haideți să spunem lucrurile pe nume că ați vorbit un cuib de viespi. Uh, felul ăsta de a organiza târgurile cu câte un organizator care se prezenta la licitație, care avea cheltuieli de protocol, trei persoane de minister care mergeau, trei persoane de la firmă care mergeau acolo și tot felul de iar un fel de abuzuri cu cu banul public dacă dacă îmi permiteți, ne-am făcut altceva mult mai simplu. Am spus, există târguri la care factura vine direct de la organizatorul târgului, în cazul acesta, organizatorul sialului de la de la de la Paris. A, de la Paris. Adică să francezii puteau să facă să pur și simplu factura, francezii pentru factura către către Ministerul Economiei. Ministerul Economiei plătește exact și Așa am făcut și de data asta. Și lăsând eventual o altă parte să fie făcută de organizator, dar o parte de data asta mult mai mică, mult mai simplă. Cred că trebuie să mergem înainte în a alege niște târguri Fanion, pentru că ați spus că vreți să vorbim și de soluții. Și una din soluții este un. Haideți să alegem câteva târguri Fanion pentru economia românească, în care din, din diverse. Din diverse Domenii, pentru că a fost acest târg alimentar. dar sunt târguri electronice, sunt târguri de uh, industrie uh, militară, sunt uh, târguri de carte. Hai să alegem câteva târguri fani. Eu o să spunem, statul român plătește facturile, statul român selectează niște organizatori în baza unui concept de data asta. Un concept unitar, un concept clar și care să poată să, poată să, promoveze, să promoveze România, și lucrurile ar deveni mult mai simple. Iar după aceea, ceilalți bani pe care îi dăm, și pe care să știți că, totuși, când ne uităm uh, la, uh, la ceea ce se întâmplă, și iarăși, uh, cred că greșeala a fost că. Am crezut că venim cu un mandat limitat și că lăsăm lucrurile să continue cum au fost și cu ceea ce știm să facem, încercăm să facem lucrurile să meargă și să supraviețuiască. Nu, aici a fost, fost greșeala. Pentru că noi cheltuim bani mai mulți decât alte țări, suntem mai generoși în, în banii pe care îi acordăm pentru târguri decât alte țări cu rezultate foarte proaste. Da, asta mie mi se pare înfiorător. Adică dacă mă întrebați pe mine fără să am un corp de control, fără nimic, din, doar din ce am văzut la acest târg de la Paris, banii aia, 303.000 de euro dați pentru chiria spațiului, a fost bani dați degeaba în lipsa posibilității uh, ca noi, și acum când spun noi, spun pentru că eu am mers acolo ca mic producător de ceva, ca noi să ne putem prezenta și expune marfa în mod uh, minim decent. Pentru că noi am fost supragul decenței în, în această situație. Ce? Și mie mi se. nu știu, poate că ați făcut-o intenționat, poate ați făcut-o neintenționat, poate că lucrurile s-au legat așa pur și simplu și cu acest live-ul meu pe Facebook. Uh, cred că această situație de la SIAL poate să, să demaște un filon de corupție în sistemul de stat. Cred, nu vreau să acuz sau să spun un lucru mare, las corpul de control exact. să, să vină cu o concluzie când o să vină, sper să fie cât mai repede lucrul ăsta, pentru că, din nou, nu mi se pare normal. Adică dacă exista posibilitatea ca factura să fie plătită direct organizatorului francez care putea să pună la dispoziție spațiu, utilități, chirie, o mochetă poate ceva mai groasă și un stand mai bine organizat, de ce a trebuit să ajungem la această situație? Asta e marele meu semn și de întrebare. Și eu și eu am același, am același semn de întrebare, cu încă un semn de întrebare, cum e posibil totul să mergi până acolo, să ai tot un pachetat uh, și să pleci tot cu, aproape, cu câteva zile înainte de a se deschide târgul. Deci nu e că noaptea dinainte de deschidere târgului tu chiar ești convins că nu poți să faci. Și Domnule, Am mai văzut lucruri care se pot face în 3 zile, chiar dacă în contract scrie 8. Am văzut lucruri și cu bună voință lucrurile se pot face. Deci, aici e ceva, ceea ce eu personal încă nu înțeleg sau o, poate, nu știu, sunt prea naiv ca să înțeleg ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, mai aveți foarte puțin din uh, mandatul ministerial. Credeți că până la sfârșitul mandatului dumneavoastră, mai puteți să faceți ceva semnificativ pentru schimbarea acestui uh, sistem? Ce, ce pot să spun este că cred că ne-ați ajutat foarte mult, adică cred că ne-ați suflat puțin vânt în, în pupa ca să putem să, să facem o schimbare o schimbare de proporții. Ce văd? Văd că în momentul în care s-au adus 200 de, vol de tineri la internship.gov.ro, la internship care a fost programul de intern, de stagiare al Guvernului României în vară au venit niște tineri extraordinar de capabili. Văd că în momentul în care s-a spus că cheltuim foarte mulți bani pe programe, de, de, pe programe informatice, pe soluții informatice îngrozitor de scumpe, îngrozitor de complicate și care nu funcționează și s-a făcut această inițiativă Gov Hub, au venit foarte mulți oameni de foarte multă, cu foarte multă bună credință și lucrurile se pot face. Deci eu cred că eu cred în reconstrucția și repet lecția pe care, pe care am învățat-o și pentru care personal personal vă mulțumesc este nu trebuie petecit. Trebuie să renunțăm la ideea că putem, că există lucruri care pot fi cu cu bună voință, cu, cu efort, pot, fi, pot să meargă mai bine. Răspunsul pentru mine este clar nu, nu pot să meargă mai bine și cred că trebuie gândite acele, acele soluții care să pornească de la zero cu instituții noi, cu oameni noi care să poată să gândească, să aibă o gândire globală și să vadă cum putem să promovăm atât producătorii agricoli cât și uh, cât și uh, cei de IT, cât uh, și uh, târgurile de mobilă sau târgurile de carte. Bine și cum facem ca oamenii noi să aibă acces în zonele astea? Pentru că eu vă pot, cred că dau un scris fără să-l cunosc pe colegul dumneavoastră de la Guvern care a fost la Paris o să dau un scris că nu e unul dintre o generație nouă. Sigur, da, uitați-vă, de asta spun. Haideți să ne uităm din lucruri care au funcționat în acest an. Deci, IT Hub este o chestie care a funcționat unde au fost selectați niște oameni de calibru profesional foarte bun. Ok, și cu că adică la Ministerul cum de să Externe să s a făcut să niște uh, tineri producători să-și găsească reprezentanți în ministere? Aici cred că e mai mult. Uh, bun, sarcina noastră de a comunica și de a face posibil prin concursuri. Prin concursuri în aceste instituții, deci prin a deschide către toți ce interesează, pentru că avem câți, câți tineri care fac comerț exterior și relații economice internaționale, tineri de excepție, din facultăți românești, sunteți exclujean, sunteți din facultăți din Cluj, din București, din alte orașe ale țării, sau care au studiat, au plecat în străinătate să facă comerț exterior, câți avem? Foarte mulți. Eu, eu cred că. Și am văzut în stagiarii care au venit la, la, Guvernul României în vară o dorință de a schimba sistemul. Deci nu numai că au această, această dorință de a schimba. Eu cred că pe ei trebuie să sigur, sigur că dar e foarte complicat să faci asta tânăr fiind când seniorul tău îți ascunde faxul sub un teanc. Deci, repet, trebuie pornit cu instituții de la zero. Cu instituții de la zero. Deci nu să angajăm 10 oameni în aceeași structură pe care avem astăzi, pentru că așa cum spuneți dumneavoastră, vor fi uh, uh, presați sau vor fi lăsați să stea într-un birou și să. să într-un birou în care nu au acces la internet și nu știu unde, unde vine faxul. Dar cred că se pot gândi se pot gândi instituții instituții noi instituții care să pornească de la zero cu un leadership, cu un leadership nou și care să construiască pe baza pe baza ceea ce experienței pe care am avut-o până acum, pe baza dorinței ministerului de ministerului de externe de a se implica în, mai mult în diplomație economică, pe baza colaborării cu celelalte ministere care sunt absolut interesate, cum e primul rând Ministerul agriculturii, noi Chiar așa cum suntem. Am, făcut, am lucrat foarte bine cu Ministerul Agriculturii în a promova la export produse strict agricole. Eu, eu sunt convins mai e mai e o lună, mai e o lună complicată, pentru că este o lună de campanie electorală și multe din lucrurile pe care le vedeți s-ar putea să nu fie chiar uh, întâmplătoare, dar uh, eu totuși cred că dacă vrem, dacă vrem, să facem, uh, să facem ceva bun, putem, putem să facem. Mulțumesc, revenim în câteva minute cu o concluzie la emisiunea de azi. Medium Rare cu Adi Hădean, la Europa FM. Medium Rare este foarte aproape de final. Suntem în direct la Europa FM cu domnul Costin Borg, ministrul economiei. Societatea românească trăiește într-un soi de Bulă uh, care începe să se fisureze pe alocuri, și fisurile sunt din ce în ce mai vizibile. Despre una dintre ele am vorbit în emisiunea de astăzi. Nu vreau să mă întorc la discuția uh, precedentă, aș vrea să vorbim puțin despre viitor, pentru că mi se pare interesant să-i facem o vizită din când în când, măcar așa, ca, ca proiecție. Uh, din experiența pe care o am călătorind mult prin România, pot să spun că avem produs românesc de calitate foarte, foarte bună. E adevărat că nu ne pricepem nici să-l protejăm prea bine, nu ne pricepem nici să-l prezentăm prea bine în așa fel încât el să fie cumpărat. Începem să învățăm lucrul ăsta. Poate că aici am avea de fapt mare nevoie de ajutor din partea statului sau din partea sistemului să ne învețe cum să ne protejăm produsul și cum să-l prezentăm. Sigur că da și cred că cred că cel puțin în acest an ați avut, ați avut un, un, partener foarte bun în, în, persoana primului ministru care a, atâta timp cât a fost comisar pentru agricultură s-a luptat pentru ideea de denumire geografică, s-a luptat pentru promovarea, promovarea micului, micului producător și eu personal am simțit că a încercat să orienteze și guvernul spre aceste, spre aceste lucruri. Uh, E, 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 mult de făcut, sunt lucruri care țin de, care țin de cultura noastră. N-am să dau exemple de nume, dar știu că cu, cu, cineva care este extraordinar, poate cel mai bun specialist român în branduri, care mi-a spus și știți și dumneavoastră, probabil dacă vă uitați pe la tot felul de produse, mai ales în materiale de construcții, toate au nume germane. Deci Branduri firme românești care își promovează, vopsele, cărămizi sau mai știu eu ce, uh, ten cu el, sub nume germane. Deci a fost frica de brand românesc. Uh, da, dar lucrul ăsta trece cu... Lucrul ăsta trece, cred, cred că ne schimbăm. Uh, a fost după aceea, uh, cum să vă spun, uh, minunea, magia supermarketului. Nu? Aduceți-vă aminte în anii, în anii trecuți, dar și acum. O zile de la casele supermarketului. Da, lumea, lumea e acolo, merge. Eu nu văd în asta o problemă. Adică eu cred că fiecare lucru e bun în locul său. Nici dar, pe de altă parte, mi se pare interesant să ajutăm producătorul român Exact. De, dar, să se pună inclusiv în un supermarket. Unde? Exact, dar, uh, da, într-un fel, într fel poate, poate da și în supermarket. Da? Uh, am avut șansa să trăiesc să câțiva, câțiva ani în, în Franța. Supermarketurile sunt în afara orașelor și supermarketurile nu sunt deschise duminica. Un pic complicat, e adevărat, că pentru cel care lucrează mult e mai greu, dar pe de altă parte am simțit că, într-un fel, forțarea consumatorului să meargă către. Magazinul de pâine din colț, magazinul de brânză din colț, pescăria din colț, aprozarul pentru cei care își mai aduc cu cuvântul ăsta din Colț, ajută exact pe acest mic producător. E foarte C adevărat, dar pe de altă parte, eu cred că de asta ar trebui să se ocupe foarte tare primul uh, micul producător, exact. adică livrează un produs de calitate și o most caute, nu trebuie să-l forțeze nimeni. Exact. Eu văd asta, mergând în piață, văd asta fi ajutat. mergând în țară. Sigur că poate fi ajutat. Dar eu vin acum și vă întreb pe dumneavoastră. Cum vă imaginați o economie românească orientată către produs și către producători? Eu, în primul rând, cred că, cred că trebuie să înțelegem clientul. Nu? În primul rând, cred că asta e lucrul asta e lucru cel mai important. Cum arată, cum arată ce își dorește clientul. Și eu cred că aici, din ceea ce am vorbit chiar acum câteva momente, clientul român începe să se orienteze spre produsul românesc. Există o clasă de oameni care sunt dispuși să dea bani mai mulți pe un produs mai bun, pe un produs bio, pe un produs tradițional, pe un produs de calitate, pe un produs de calitate mai bună. Și eu cred că aici aici trebuie făcut. În al doilea rând, ceea, ceea, ce, încercăm, ceea ce încercăm să facem și uh, aș vrea ca tu campaniei electorale să nu șteargă ceea ce s-a ce făcut în, aceșt, în aceste 10-11 luni. Adică, o debirocratizare, care să ajute cât mai mult, care să ajute cât mai mult producătorul român, un, o, o idee de a-l ajuta atât prin ajuta, bani de la bugetul național sau prin fonduri europene, dar și mai mult cred că unde trebuie unde trebuie lucrat este la un mediu asociativ de calitate, care să-i ajute, care să-i ajute pe oameni să înțeleagă cum, cum se pot promova cât mai bine. Încheiem aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.